Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Asta vom face o prăjitură în 5 minute, 3 minute o facem și în 2 minute o preparăm. Și o facem și cu fructe și cu ciocolată. Am să fac cea cu ciocolată, am să fac și cu făină de orez și cu făină să începem, să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Și vom avea nevoie de... Am să dau deoparte, ia să le pun așa aici în față, de făină, făină albă, făină de orez. Bună ziua, Rodica! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Deci făină albă și făină de orez. Am să fac una cu făină albă, una cu făină de orez. Un vârf de praf de copt, puțin. Puțină sare. O să avem nevoie de o lingură, două de ulei. Așa. 2-3 linguri de lapte. Puțină scorțișoară. Apoi, la cele cu fructe vom pune untul de arahide care l-am făcut zilele trecute. Eu deja am folosit ce am făcut aici, am făcut cu portocale, dar vom face cu mango. Puteți face cu fructe de pădure, cu ce doriți. Așa. Și cea cu ciocolată, vom adăuga și ciocolată, bucățele. Fiecare pune cât dorește. Așa, și crema noastră de ciocolată, vedeți? Care seamănă cu Nutella, numai că nu este Nutella, este între ghilimele una Nutella, nu de alune de pădure, de arahide. Și are o consistență, ia uitați, vedeți? Așa moale. Bună ziua, Maria! Bună ziua și bine ați venit tuturor! Așa, am să pun căpăcelul așa aici. Și să începem. Le facem una câte una. Și o să începem cu cele cu cacao. Începem mai întâi cu cea cu făină. Și o să facem cu făină în păhăruțe. Vedeți? Păhăruțe normale de apă. Așa. Și voi avea nevoie de un mango. Astăzi am să fac cu mango. O să facem cu portocale. Așa. Și punem pulpa de portocale. Și aici o să punem pulpa de mango. Sau cu fructe de pădure, cu căpșuni, cu ce doriți. Așa. Și avem aici. Ia să avem nevoie de un fund. O să am nevoie de un fund. Așa. Ia tot o să scoatem căpăcelul la... Și să începem cu prima. O să punem aici în păhăruțul nostru 3 linguri de făină. Aici avem făină. Și o să punem 3 linguri rase. Așa. Le luăm și le scuturăm așa. Una. Când este foarte cald afară și nu... Cine are microunde și nu vrea să deschidă cuptorul. Două. Așa, 3 linguri de făină. O să punem puțin praf de copt, așa, un vârf, puțin, vedeți? Puțin, pe vârf, cam pe vârful cuțitului, sau un pic de praf de copt. Puțină sare, tot așa, puțină. Amestecăm. Așa. Vom pune și patru linguri de lapte. Una, două, trei și patru. Așa. Dacă punem ulei, punem cacao. Eu am să pun din crema noastră
de arahide care am făcut-o noi, tip Nutella. Nu este Nutella, este asemănătoare. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și am să pun așa o lingură, două. Așa, am să mai pun puțin. Și acesta este grasul nostru. Am să las lingura așa aici. Am să pun și puțină scorțișoară. Așa. Dacă doriți și dacă nu vă place scorțișoara, puneți puțină esență de rom. Și acum amestecăm. Și amestecăm așa bine. Și apoi dăm la cuptorul cu microunde. 3 minute. O să punem și câteva bucățele de ciocolată. Vedeți consistența cum e? Așa moale. Amestecăm bine făina ca să nu rămână pe fund la pahar. Așa. Și acum ciocolată. Punem puțin câteva bucățele. Am să tai așa, aici pe fund. Ups, am să dau așa de fapt. Și am să tai acum și ciocolata este moale. Este foarte, foarte cald afară. Vedeți? Aici sunt 50 de grame de ciocolată. Eu am avut așa o bucățică. Cam împărțit în 4 sau în... Și am să pun așa deasupra. Așa. Și cu lingura. Și dăm la cuptorul cu microunde. Cine nu are, dă la cuptor. Pune. Dar aceasta este prăjitură la minut. Așa. Mai pun. Ia uitați. Vedeți? Și dăm 3 minute la cuptorul cu microunde. La putere maximă. 3 minute. Și lăsăm 3 minute la cuptor. Și acum o să facem făina de orez. Tot așa, într-un păhăruț. O să punem 3 linguri de făină de orez. Cea care am băgat-o la cuptor este cu făină albă. 3 linguri. 1, 2, 3. Așa. Și ca să îndulcim cu zahăr, că nu l-am pus aici, sau cu miere de albine. Ia să-mi aduc mierea. Și am aici în borcanel miere de albine. Având în vedere că ciocolata mea este dulce, așa, am să gust. Și dacă este nevoie, mai adaug miere sau zahăr. Dacă nu, lăs așa. Deci, am pus 3 linguri de făină de orez. Punem un vârf de lingură, numai vârf, puțină, puțină să fie, nu multă. Ia uitați, puțină, puțină, așa, cât pe vârful cuțitului. Peste. Puțină sare, puțină, puțină. Cine nu mănâncă sare, nu o pune. Așa, punem așa puțină sare. Amestecăm. Așa. O facem tot cu această cremă. Și am să pun, aici am să pun așa o lingură. Vedeți? Crema de arahide făcută, că seamănă foarte mult cu Nutella, dar nu este Nutella. Așa. Am să pun doar o lingură. Am să iau și am să pun de aici un pic de miere, de albine.
așa. Am să pun și 4 linguri de lapte. Am iau lingurița așa. Una, două, trei și patru. Și puțină scorțișoară sau esență de rom și amestecăm așa bine toate ingredientele și apoi o să facem cu fructe. Eu o să fac asta cu mango. Au trecut cele 3 minute, s-a oprit cuptorul cu microunde și amestecăm. Și deasupra am să pun câteva bucățele de ciocolată. Care mi-au rămas aici, pe fund. Ia uitați, câteva. Așa. Ia uitați. Așa. Și acum să scot. Să scot de la cuptor. Și să punem, că este fierbinte, să punem așa aici. Ia uitați, vedeți? O lăsăm să se răcească puțin. O punem așa aici pe fund. Așa. Și avem prima noastră prăjitură. O dăm și pe a doua, cu cea cu făină de orez. 3 minute. Așa. Avem 3 minute. Acum, în alt pahar, am să pun tot la fel 3 linguri de făină. Și facem cu mango. Și punem una, 3 linguri rase. Una, două. Un vârf de praf de copt. Un vârf de sare. Așa. Amestecăm. Așa. 3 linguri de lapte. Punem doar 3, că punem și fructele. Apoi o să punem ulei. O lingură. Așa. Voi pune și din untul meu de arahide care l-am făcut zilele trecute. O lingură. Ia uitați, așa. O lingură rasă ar veni. O să las așa aici. Miere de albine. O lingură, două. Gustați. Sau puneți zahăr. Așa. Și amestecăm bine totul. Am să dau deoparte ingredientele, așa, care le am aici. Așa. A terminat cuptorul cu microunde și amestecăm așa bine, bine, bine.
Așa, tăiem o bucățică de mango. Ia să vedem cum s-a făcut. Ia uitați. Vedeți? Cea cu orez. Aceasta este cu făină. Ia să o așezăm așa aici, alături. Să se răcească puțin. Și acum, tăiem o bucățică de mango. Așa. Dăm coaja jos. Să-l curățim așa bine. O să-l tăiem cubulețe. Și adăugăm aici cam o lingură de fructe. Ia uitați. Așa. Și amestecăm. Și le amestecăm așa bine cu toată compoziția. Și acum punem câteva fructe deasupra. Așa. Și dăm la cuptorul cu microunde. Ia uitați. Vedeți? Așa. 3 minute. Uitați, s-au răcit, încă sunt fierbinți. Vedeți? Cum arată? Așa. Cea cu făină. Și cea cu făină de orez. Sunt moi. Acestea le-am făcut mai devreme. Vedeți? Aceasta este făcută cu portocale. Cea care am făcut la cuptorul cu microunde, cu mango. Așteptăm să o scoatem. Așa. Și să vedem cum au ieșit. Imediat. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia Bucătărie. Apreciați ca bine și bucate gustoase. Așa. Un desert rapid, în 5 minute este gata. Noi am făcut 3. Așa. Ia să vi-l arăt. Ia uitați cum arată. Un desert, o prăjiturică. Vedeți? Ia uitați. Cam așa arată. Cea cu făină și cea cu orez, încă sunt fierbinți. Nu pot să le țin. Așa. Lăsăm să se răcească. Ia uitați cea cu orez cum arată. Vedeți? Așa.
le lăsăm să se răcească puțin și după aceea le gustăm. Imediat vedem și cea cu mango, cu fructe. Mulțumesc, Cecilia! Mulțumesc! Eu vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc din suflet! Când este foarte cald afară, imediat, ați văzut? În 5 minute vă faceți un păhăruț și vă delectați cu o prăjiturică. Ca majoritatea avem microunde acasă și de ce am zis să vă propun și această variantă de prăjitură rapidă. Așa, ia să vedem cum arată cea cu mango, cu fructe. Ia uitați. Ai, a crescut. E fierbinte. Așa. Să văd dacă nu fac pozne. Ia uitați-le. Vedeți cum arată? Așa. Și în 5 minute avem prăjiturica noastră gustoasă și bună. Acestea sunt rețetele de astăzi. Ia uitați cum arată. Este ca un mini cake. Mic, mic, mic. O prăjiturică. Și este fără ou. Așa. Rapidă. Câteva ingrediente. Așa. Să încercați untul de arahide să-l faceți. Este bun, 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 bun. Și această cremă care seamănă mult cu Nutella, doar că e făcută cu untul de arahide. Vedeți? Cu arahide, nu cu alune de pădure. Și este bună, bună. Ia uitați cum arată. O acoperiți. Și... este bună, bună. Și o puneți pe pâinică. Pe pâinică, pe biscuiți. Ia uitați untul. Untul de arahide. Ia să șterg lingurii. Ia uitați-l. Untul de arahide. Vedeți? Cum arată? Așa. Este foarte, foarte bun. Eu am făcut puțin. Așa. Și îl punem așa, vedeți? Cât mi-a rămas jumătate de borcan am consumat. Unt de arahide bun și gustos. Astăzi am intrat doar așa să vă arăt. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și o să ne vedem cu alte rețete, probabil mâine. Am să văd ce mai pregătim astăzi. Rețete bune și gustoase. Ia uitați. Rețete bune și gustoase. Ia să vă arăt eu, uitați consistența cum arată, vedeți? Bună, bună. Aceasta este rece, am făcut-o mai devreme. Bune. Cine dorește poate pune zahăr, dar eu prefer mierea de albine. Acum, deci cu orez, cu făină de orez, cine nu vrea făină, făină, sau cu făină normală. Și tot cu făină, cu fructe. Puteți face și cu fructe de pădure, cu ce doriți. Vă pup. Mulțumesc, Clodica. O zi bună. O zi bună tuturor. Vă pup dulce. Acum vă las și ne vedem. Ne vedem cu alte rețete. Multă sănătate și numai bine. Și o zi frumoasă tuturor. Pupici, la revedere. Pupici, multă sănătate. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că-mi sunteți alături și că mă urmăriți. Vă pup, la revedere, o zi frumoasă.